Salutare, bine v-am regăsit! Am ajuns și la ultima problemă de geometrie de tip grilă a acestui test. Haideți să vedem ce spune și cum o putem rezolva. O furnică pleacă din vârful A al prismei 4 latere regulate ABCD ABCD prim din figura alăturată și ajunge în vârful C prim mergând pe fețele laterale ale prismei pe drumul cel mai scurt, posibil. Dacă AB egal 5 cm și a AA' prim este egal 10 cm, lungimea drumului furnicii este. Veți spune că este o problemă complicată, care are multe date și că nu înțelegeți nimic. Așa cum v-am spus de fiecare dată, vom citi enunțul problemei pas cu pas să vedem exact ce anume ni se spune și mai ales ce anume ni se cere. Deci este vorba despre o prismă patrulateră regulată, o vedem și în figura alăturată, și despre o furnică sau un om, un uh, punct ce pleacă din vârful A și trebuie să ajungă în vârful C însă ni se spune că merge doar pe fețele laterale ale prizmei și pe drumul cel mai scurt posibil haideți să vedem cum am putea să ajungem din A în C prim și atenție, nu mergem pe muchii, deci doar pe fețele laterale de la uh, punctul A până la C prim va trebui să parcurgem Fața aceasta laterală AB, BA, după care să ajungem să parcurgem și fața laterală BC, prim. C B', deci nu pe Muchi. Drumul uh, pe care îl va parcurge uh, furnica poate fi uh, desenat, desfășurat prin două astfel de dreptunghiuri alipite. Practic, vă gândiți că luăm aceste două fețe ABB'A' B, B a și prim B, C, C B' precum o coală care a fost îndoită și o, o întindem, o punem desfășurată. Astfel că parcurge furnica de la A la C' pe cel mai scurt posibil. O luăm cum v-am așezat aici prin săgețele de-a dreptul, cum ar veni. Astfel că noi știm că cel mai scurt uh, drum posibil, în general, de la un punct la celălalt punct, este chiar AC. Da? Adică distanța de la un punct la celălalt punct este chiar dreapta care unește cele două puncte. Dar observăm că AC reprezintă o ipotenuză în triunghiul dreptunghic ACC'. Deci, putem aplica, bineînțeles, teorema lui Pitagora și obținem AC este egal cu radical din AC la puterea a doua plus CC la puterea a doua. Dar AC reprezintă AB plus BC sau AB înmulțit cu 2. Știam că AB are 5 cm, deci AC reprezintă 10 cm. Deci 10 la puterea a doua plus CC' este congruent cu AA' și este egal 10 cm, deci plus alți 10 uh, alt 10 la puterea a doua, care înseamnă 10 la puterea a doua pe lângă 1 plus 1, deci 10 iese de sub radical și 1 plus 1, care fac 2, rămân sub radical. Altfel spus, drumul pe care îl parcurge furnica, acest uh, Segment AC este egal 10 radical din 2 cm. Vom verifica variantele de răspuns și observăm că varianta B este varianta pe care noi am găsit-o corectă. Aceasta a fost explicația. Dacă a fost pe placul tău și pe înțelesul tău, te rugăm să ne apreciezi cu un like. Prin acest video am terminat și subiectul 2-roman, toate subiectele grila acestui test și în curând revenim și cu uh, subiectul al treilea, cele șase. Uh, Propuneri de exerciții și probleme de algebră și de geometrie, ale căror rezolvări trebuie scrise complete pe foaia de examen. Până atunci, îți urez să ai spor la teme și nu uita, exersează cât de mult poți! Papa! Pa!